M-am tăiat! Vă spun, cuțitul nu e cuțitul meu. Tot cum îmi plac la piperurile astea, frate, să n-aveți 7000 de variante. Nu, nu, nu. Îți dai seama de câte ori am mai folosit rășințe de piper Gianina Corondan? Da. Niciodată. Și ce ați mai făcut voi în Parlament astăzi, de exemplu? Aha, nebunie! Și n-ai mâncat nimic azi? Nu am apucat să mănânc nimic, a fost treaba. Dar ce n-aveți mai cantina acolo? Ba da, mă, se duce, că e Mihai Sturzu de la Haikyuu, ai nebunie ce-ți caut de la cantină. Bine ne-am regăsit la Cireașa de pe tort. Am ajuns la săptămâna cu numărul 13 a acestui sezon, dar vă asigur că nu-i niciun ghinion aici. Dimpotrivă, este o săptămână veselă reunită sub cupola artelor. Muzică, actorie, dans. Premisele sunt foarte bune, așa că vă prezint invitații și o să-mi dați dreptate. Tili Niculae este actriță și spune despre ea cam așa: stau la bloc, am un soț contabil și gătesc de plăcere. O credem pe cuvânt și o salutăm cu drag. Gianina Corondan a făcut și face atât de multe lucruri frumoase încât ne-ar trebui o emisiune de lung metraj pentru a spune tot, dar o să aflăm de la ea chestiile mai importante. Mihai Sturzu este un vechi prieten care s-a băgat în politică la vârf și l-am rugat să vină și să ne spună cum e treaba, deci muzică plus politică egal Mihai Sturzu. Wilmark s-a născut columbian, dar acum este român neaoș. În principal se ocupă cu dansul, dar vă asigur că mai sunt și alte lucruri interesante de aflat despre el. Tragem linie, adunăm, împărțim și reiese că o să fie o săptămână pe cinste. Tânăr, muzician, politician, pilot de avioane, simpatic și talentat. Într-un cuvânt, hai, maxim două, Mihai Sturzu. Mihai, ai cuvântul de la tribuna Cireșei de pe tort. Iubirea noastră-i joc de cuvinte cu reguli anticlișeu. E un cuvânt înainte ce se va scrie mereu. Fără de teamă în gândul meu, fără de teamă în gândul meu. Iubirea noastră e plină de viață ca ceaiul negru din zori, schimbătoare ca luna când se ascunde în nori. Senină și caldă în culori, senină și calde culori. I-am cunoscut prin 99-2000-2001, când se lansau puternic pe piață, niște tineri frumoși, simpatici, veniți din mijlocul țării, ei dornici să demonstreze că Brașovul este capitala țării, capitala muzicală a țării. Probabil că dacă au trecut ani peste ei, e clar că au dovedit ceva. Pe lângă seriozitate și talentul pe care l-au, în afară că ei cântă, au făcut și emisiuni TV, este foarte greu să faci lucrul ăsta, nu înseamnă că dacă poți să cânti, poți să faci emisiuni TV, dar uite că ei sunt un exemplu de urmat. Mi-a părut foarte bine când s-au reîntregit cu Dana, pentru că din punctul meu de vedere a fost o mare tâmpenie atunci când s-au despărțit. Și bine că au trecut ani și le-a dat Dumnezeu mai multă minte și s-au reîntâlnit și uite că în continuare publicul iubește așa cum sunt ei, în vechea formulă. În afară de ceea ce fac eu în mod curent și destul de public, și anume muzică și politică, în afară de hobby-ul meu legat de aviație, că sunt pilot sportiv și zbor de câte ori pot, am și un hobby pe care îl practic cu o frecvență, cred că anuală. O dată pe an gătesc și o fac la televizor, la Cireașa de pe tort. Îmi place foarte mult emisiunea asta, mă provoacă mereu. Va căuta probabil pe bloguri sau îi va pune pe subalterni, are subalterni, să-i caute rețetele cele mai populare, cele mai de succes. Nu cred că o să vrea să ne impresioneze, pentru că el, la un moment dat, când eu serveam, îmi spunea: mă, dar nu te stresa, mă, dar e prea fancy, dar e servirea nu știu cum. Și el nu a înțeles un lucru. Eu așa gătesc, eu așa fac pentru familia mea. Ținând cont de situația economică a României, probabil că nu se va arunca să gătească niște lucruri flamboiante, niște feluri scumpe. Pentru că românul nu prea are bani și el trebuie să se solidarizeze cu neamul nostru și atunci va găti pâine cu ceapă sau pâine cu sare. N-am făcut în viața mea salată de vinete, dar în principiu nu trebuie să fie așa complicat. Îmi aminte cum le făcea mama. Le punea acolo, avea o chestie la grătar, ca un fel de... Nu la grătar, la aragaz, că așa era pe vremea aia. Avea ca o tablă așa rotundă, ce clar, ca o tigaie fără margini și punea acolo, miroseau extraordinar de frumos. Țin minte că punea ulei și ceapă.
Acum că am văzut și eu pe la restaurantele astea și mai cu pretenții, nu se pune ceapa în vinete, se pune separat. Așa o să fac și eu, o să toc ceapa separat și o pun lângă vinete și bineînțeles cu roșii. Deci vinetele cu roșii. Abia după aia, țin minte, la botanică, în clasa a 5-a, 6-a, am înțeles că de fapt de asta ne plac roșiile și vinetele împreună, pentru că amândouă sunt pătlăgele. Pătlăgeaua roșie și pătlăgeaua vinete. Altfel spus, roșii și vinete. Nu-mi dau seama dacă va veni cu ceva, poate cu niște sandvișuri sau niște chestii mai simple de făcut. Felul principal este un desfrâu al simțului și al bucătăriei românești. Pastramă de berbecuț. Deci îmi plouă în gură numai când mă gândesc. Sper că să găsesc pastramă bună de berbecuț. Vreau să fac o mămăligă și cu murături. Acum că iarnă, nu numai că mâncăm murături, mi-aș dori să găsesc murături din toate felurile. Adică mie îmi plac și castravețe și gogonele și conopida și pepenele și orice poți să pui la murat, e bun. Doar că mie îmi plac în saramură, nu în oțet. În Ardeal se pun majoritatea în oțet, mie nu-mi plac așa mult, cred că din cauza sau datorită faptului că originea mea este de aici, mama mea din București, tatăl meu era din Oltenia, deci mie îmi plac astea mai sărate, mai iuți. Sper să iasă. El acum lucrează într-un loc unde știm cu toți, există o cantină. Bine cunoscută, am fost și eu odată că trebuia să iau niște interviuri unor parlamentari și este cel mai ieftin ecler din țară. N-am găsit ecler așa ieftin și foarte bun. Desertul este iarăși o chestiune tradițional românească, cel puțin în sufletul meu, plăcintă cu mere. E iarnă, am avut mere, România este o țară care produce mere, e bine să mâncăm mere românești și fac plăcintă cu mere, cu scorțișoară, cu zahăr, pudră pe deasupra. Doamne ajută să-mi iasă. Am găsit azi dimineață o rețetă luată dintr-o revistă, am tăiat revista aia și o am la mine aici, am rețeta de plăcintă cu mere. Domnul Mihai Sturzu, deputat și interpret de muzică ușoară înainte de a fi deputat. Acum s-a lăsat așa către binele țării și se orientează spre tot ce este românesc, că de așa trebuie să facă un deputat. Înainte mânca el cam orice și italiene și mai nu știu cum, acum numai românești. Și, într-adevăr, îmi place ceea ce face, pentru că și eu promovez bucătăria românească. Mereu am emoții când vin la emisiunea asta, că, deși aparent așa e foarte distractiv, eu iau foarte în serios lucrurile și pun suflet acolo și mă străduiesc. În orice caz, îi doresc succes. Îi doresc succes pe această cale, împreună cu ceilalți 700, 800 sau 9, cât 1000 de parlamentari cât ori fie acolo. Neața, am ajuns la piață, am foarte mare noroc că e o zi frumoasă și însorită. Porumbeii l-au depistat. Porumbeii din piață au început să zboare cu bucurie de jur împrejurul lui, urându-i noroc în felul lor, bineînțeles. Sunt foarte pregătit să iau ce am scris pe multele liste pe care le am cu mine, așa că să ne pregătim. Sunt cel mai priceput om de mers la piață. Te rezolv repede și eficient. Nu îl văd genul care să cunoască produsele țăranilor. Roșii foarte, foarte coapte. Dați-mi, cât ne va să iau, un kilogram. Pentru ce vreau să fac vinete și astea să fac salata de roșii de la vinete. Cât să pun pentru 4 persoane? Trebuie un kilogram. Deci nu-l văd pe el genul care se miște rapid, dar nici genul care se încurce, că acum să fim serioși, este totuși un om cunoscut, iar lumea îl va ajuta, cu siguranță. Și cred că va fi un personaj drăguț și amuzant. Ceapă verde? Nu ceapă verde, îmi trebuie ceapă din aia altă, să pun în vinete. Din aia albă, da? Da, da. Rochie sau albă? Albă dați-mi. E bună și roșie. Sau nu, dați-mi roșie. Dați-mi roșie, că o toc și o pun lângă, așa, fain, frumos. Mă, nu spune tu că faci singur mâncări. Da, singur am făcut mereu și bravo, mă ocup. Bravo, înseamnă că ești un băiat foarte... Sunt, doamnă. Vino să te pup. Vino să te pup. Înseamnă că știe fata pe ce a pus mâna. Să văd dacă a aflat. O duc la televizor ca să afle. Săruna, mulțumesc să tare mult. Mulțumesc, Săruna. Ia uite vinete. Săruna, doamnă. Bună ziua. Sunt bune vinetele? Super. Și sunt românești? Păi oricum mă pricep. Nu te pricep? Nu. O singură condiție, să fie românești. Sunt. Perfect. Moi. Dați-mi așa, dar trebuie mai mare așa așa. Nu mai am dați-mi de palea. Din patru vinete poate să fac o grămadă salată. Ajunge și celor patru meseni și echipe de filmare și electoratului din arondisment unde votează. 99% din România se așteaptă la mai rău.
faceți un interviu. Păi știu, dar nu trebuie să muncim, deci, ca pentru mai toți ne așteptăm mai la mai rău, ne e frică de ce o să pățească copiii noștri peste puțin nu, timp, nu peste 10-20 de ani. Depinde de noi. Peste un an, doi. Păi nu de noi, depinde. De care? E prea de noi, de fiecare dintre noi. Nu faceți nimic bine pentru noi. Doamne ferește! Parcă era mult mai simplu să fie Mihai Sturzu de la Haikyuu. Da, în fine. Dacă nu mă ascultați măcar ce spun. Perfect. Și așa o să ajungem bine acolo la guvern. Că cei din guvern o duc bine, noi. Sluji la boieri cum era pe vremuri. Să fie sluji la aia care sunt mai bogați. Dacă vreți să mă certați până mâine puteți să mă certați, da. Gândiți-vă la asta că tot omul trăiește cu frica zilei de mâine. Dacă nu suntem un pic deschiși și optimiști, nu rezolvăm nimic. Asta trăim cu optimismul și speranța. Cum? Dacă se punea asta, mâncarea era cel mai bogat. Trebuie să fiu bun și să spun că dacă toți parlamentarii ar avea atitudinea blândă și pozitivă a lui Mihai Sturzu, cred că ne-ar merge mai bine. Dar nu e așa. Da, puteți să-mi dați asuraic, să-mi dați și conopidă și asta și castraveți. Trebuie să fac un fel de salată de murături, așa. Ia trecutul. Mmm, ce bun sunt. Foarte bun. Le fac pentru 4 persoane. Cât de mare e salata aia? Păi să le tai eu și le pun în boluri, așa spate. Lângă o friptură bună, ori lângă o tochitură bună, ori, ia zi tu, o iahnie de fasole așa de post, sau chiar iahnie de cartofi, acum să ne clase gura apă, sau fasole bătută. Și mai zi încă vreo două, că sunt destule care merg cu murături. Vreau și eu niște mere, vă rog frumos. Trebuie să fac plăcintă cu mere. Deci nu trebuie să fie cele mai frumoase așa, dar să fie gustoase și românești. Puneți, Kim ar putea să negocieze. Că dacă e politician și umblă cu bani, pam, pam, negocează bine. 1, 2, 3. Vă mulțumesc. Am terminat, gata. Gata. Ciao, da, normal, ce succes am. Hai mă, stai niște. Am luat o mere la... Cum te cheamă? Dana. Și pentru colega mea, Natalie. Greșit. Pentru Dana. Cu drag. Mihai Sturzu. Haikyuu. Sesiunea de autografe se încheie aici, așa că vă invit să schimbăm macazul spre carne. Apropo de carne, Mihai, nu uita de vin. E important. Vin trebuie să iau acum. Băi, dar eu aș face o surpriză lui Tilly, că Tilly am văzut că se angaja așa la niște chestii. Dar să iau ceva mai mult lui Tilly. Ce faci, mă? Și tu? Mă urmărești, ce te-ai făcut? Mă pregătesc pentru masa de Crăciun. Ce tare ești! Da, da. Și am venit aici la tine în cartier la cumpărătoria noastră. Cum, frate, păi ăsta aici la emisiune, mă ajuți, măcar fiști tu util. Te pricep la băutură? Chiar așa din întâmplare să fie întâlnit Florin cu Mihai? E, în fine, nu știu, e treaba lor. Aș lua vă două. Știi că merge, două. Și la, merge și la, la pui, că e alb. Păi da, mai fel, dar nu gătesc pui, fac... A, ce, ce fac? Păi de unde să știu ce fac? Fac vine de la, nu știu ce, antreori cu pastramă, da, de berbecuț. Berbecuț deci, roșu. Nu-l lasă și alb, că Tilly pe alb, lasă, da, că spun eu, am văzut o chestie acolo. Tilly e sensibiloasă la alb. Și ei două? Da, mai frâng, că mie îmi place de ea. Să-mi dea notă mare. Seara asta o să fie gașca mea, nu poate să stea liniștită, nici o clipă. Nu știu, eu toate serile sunt setată pe vin. La roșu, m-aș duce... Bă, dar numai pe alea de 40 de lei lei? Vinul este unul dintre produsele care, pe care nu trebuie să-l cumperi uitându-te la preț. Uite, mă, asta, perfect, meserie. Super tare. Hai. Sec. De origine controlată, cules... mai devreme. Ce vede? Ce vede? Mai devreme decât crezi. Da, mă, ce nu înțeleg ce vede asta. Da, mă, foarte bun, gata. Și atâta acum numai vin ei? Am mult vin acolo. Eu tocmai vorbeam că o strică de vin suficient, dar văd că sunt trei. E, nu-i nimica. Lasă să se simtă bine tinerii. Da, mă, că suntem românesc, pălincă trebuie să le dau. Băi, și aveam acasă pălincă, dar mă duc acasă eu apăr. Te duci tu mai este niște pălincă? Mă duc, zic că da. Da. Mă duc? Da, nu știu dacă o să o aduc, bă, toată.
aceste frumoase cuvinte rostite despre pălincă, deschidem sesiunea plenară dedicată cumpărăturilor și ne deplasăm cu elan muncitoresc spre bucătărie. Bine ne-am regăsit! Am ajuns în bucătărie! Bine ne-am regăsit! Aoleu! Totul este ca și când ar fi pregătit și mă gândeam că sunt câteva lucruri cu care trebuie să începem. Primul, trebuie să mă spăl pe mâini. Stați așa. Păi ceasul ia de pe mână și îl pune pe masă. Nu. Total greșit. Poate să-l pună în buzunar, să-l pună, știu, în vestiar. Sau noi, bucătare, mai făceam așa un compromis. Și uite, îl punem aici. Ce frumos miroase ăsta. Da, ce tare. Ne uitam la ceas. Bine, e ceas și în bucătărie, dar aici n-aveam voie să-l ținem la mână. Acum sunt băiat mare, sunt bucătar șef și îl țin la mână. Că și bucătăria șef care ne coordonau când eram impuși, îl țineau la mână. Da. Unul, cel mai frumos, trebuie să-l păstrez pentru că îl dau chiar în această formă Gianinei, care nu e la cură și nu mănâncă, e la post, pardon, și nu mănâncă chestii de la animale, deci nu mănâncă. Și acum, secretul secretului, mi-a spus mama personală că ar fi mult mai bune dacă le-aș curăța de coajă. Și atunci o să le curăț de coajă. Am aici un cuțit și mă apuc să le curăț de coajă. Și curățăm aici cu mere de coajă până ni se face rău. Eu acasă nu le curăț niciodată de coajă. Așa cum putem constata foarte ușor, am curățat merele. Speli merele și le dai pe răzătoarea mare. Bun, le dau pe răzătoarea mare. Mie mi-e frică de răzătoarele astea. Nu știu de ce, dar mereu mi-e frică de faptul că s-ar putea să-mi rad și degetele pe aici. Dacă nu voi rade în cel mai eficient tot mărul, să nu vă supărați pe mine, dar mi-e frică, îmi dau cu degetele până eu. Acum, deputat fiind, cred că nu mare problema asta, pentru că de-aia are consilieri. Domnul consilier sau domnișoara consilier, te rog frumos, răzuiește frumos banii astea. Dacă nu voi rade... Eu nu sunt însurat. Toate fetele se uită acum la televizor și zic, vai Mihai ăsta, ce priceput el, numai bun. Deci, în ultimii ani, în ultimul an, așa, în ultima perioadă din viața mea, este noul subiect preferat al tuturor din viața mea. Dar tu când te însori? Da, uite, că ai și tu 34 de ani, dar nu te însori. Dar uite, Florin are și copil. Da, mă, dar numai tu ai rămas, dar tu de ce nu te însori? Eu nu mai fac față acestei presiuni, este foarte, foarte greu. Cam puține mere așa, în opinia mea, știi? Am rezolvat cu rasul merelor, nici nu mi-am zdrălit degetele, ceea ce e un lucru foarte bun. Mă întreb, chiar vrea să dea tuturor de mâncare din grămăjoarea de mere? Vai de mine! Le călești cu 6 linguri de zahăr. Iar când scad, iei vasul de pe foc și-l amesteci cu scorțișoara. Bun. Aha, deci va și cări merele acum și o să scadă. Rămâne cam așa ceva. Și le călesc cu 6 linguri de zahăr. Dar asta ce înseamnă? Că pun 6 linguri de zahăr în ele aici? Asta înseamnă că trebuie să le pună cu puțin unt, preferabil, în locul uleiului pe foc și să se moaie încet, încet, adăugând scorțișoară. Iar mai spre final să adauge zahărul, deci altfel se va prinde de fundul vasului. Acum mai e o chestie, știi? De ce? Eu îmi dau seama că, din punct de vedere al brandingului personal, nu prea bine să vin așa la emisiunea asta. Că te gândești așa, bă, nene, poate îmi găsești și eu o prietenă. Pac. Zici, baby, ești frumoasă, ești deșteaptă, tot. Dar nu faci tu ceva de mâncare? Dacă ea mă vede pe mine că sunt super priceput, zice, a, dar eu te-am văzut. Dar domnul Vârlan vorbește așa frumos de tine. Dar tu ești cireașa de pe tort, bomboana de pe colivă. Tu ești miezul din covrig. Lasă, fă tu ceva bun. Și te trezești că ți-ai luat gagică și ești bucătar acasă, ceea ce nu e ok. Dar în fine. Domnule Horia Vârlan, din tot sufletul meu, vă rog, spuneți că nu-s priceput. Că n-ați mâncat niciodată ceva ce iese din mâinile mele. Că poate așa scap și eu să fiu bucătarul casei. Să fie Mihai Sturzu misogin? Să creadă oare Mihai Sturzu că mai suntem pe vremea când femeia trebuie să stea numai la cratiță? Departe de Mihai gândurile astea. El doar se alintă ca să scape de o corvoadă în plus. Cu muzică, cu politică, cu avioane, când să mai și gătească săracul om. Bun, și acum, ce zici aici? Să împrăști merele peste ele. Ei, o să fie așa, biscuiți cu aromă de mere. Împrăștiem fain frumos mere.
Sper să-mi ajungă merele, că așa cum văd eu acum sunt cam puține. Merele sunt cam negruțe așa, sau cam caramelizat, știi? Le-a ținut prea mult pe foc și gustul nu va mai fi bun. Doamnelor și domnișoarelor, am și eu o întrebare. Avem o tavă cam o treime cât asta, vă rog? Că atâta mi-am căput prăjitura, o treime. Face tare. Să văd cum o transfer acum. Prin transfer. Parcă așa se face. Oricum, operațiunea a decurs foarte bine și nu s-a pierdut nimic pe drum. Am luat pastramă de berbecuți și vreau să fac pe frigăruile astea. Frigărui muntenești, tradiționale, istorice. Pastrama de berbecuți nu se face pe frigărui. Pastrama de berbecuți este uscată, pentru că este sărată. Nu mai are mult suc, multă sevă în carne. Și aceasta este bine decât, mai bine decât să fie pe grătar, să fie pusă într-o tigaie cu un picuț de vin, să fiarbă așa înnăbușit, să fie fragedă și să mai și elimine puțin tel din sare. Am făcut super 4 frigărui, dar aici poți să mănânci un batalion. Uite și tu câtă carne e. Dar arată extraordinar de bine. Am curățat toată grăsimea, uite, n-are grăsime, n-are nimic. Așa că mă duc să le las acolo să fie pregătite lângă grătar. Cu aceste frumoase imagini despre vinete și tocatul lor, ne apropiem de finalul gătitului, adică de plecarea invitaților la plimbare. Hai că încă nu plâng, sunt bine. Dar recunosc că am obosit. A fost o zi foarte lungă. Mă cam chinui cu cuțitașul ăsta. Ceapa e bine să fie, după ce e tocată, ușor opărită. Ce înseamnă ușor? Un 10-12 secunde în apă clocotită, ca să piardă din amăreala aia și din gustul la metalic pe care îl are. Știți ce are în comun limuzina de azi cu cea din seriile trecute? Corect, ați ghicit. Iar lipsește Mihai. Era o glumă și am făcut-o pentru că îmi permit și pentru că Mihai e în bucătărie, unde trudește din greu pentru musafiri. Oricum, spiritul lui e în limuzină pentru că se vorbește despre el. Și nu oricum, frumos. Chiar este un băiat foarte finuț, este foarte frumos în realitate. Este atât de bine costumul ăla, nu, sincer, când îl vezi așa pe scenă... Că am pus burtică. Un smart casual, lasă asta! Cred că s-a apucat de gătit. Dacă îl vezi pe scenă așa, știi, și sare de nebun pe acolo și se zbenguie și aici frumos, în banca nu lui... Nu se zbenguie, hai mă că e serios! Hai că se zbenguie! E cel serios. Mai serios din exact, trupă. Și e rapper-ul. Îi vezi pe ceilalți care, într-adevăr, e echipa de la Haikyuu, care, într-adevăr, se... S-au îmbătrânit și nu se mai zbenguie niciunul. Și acum, singura frica mea e să nu sară ăsta pe mine pe aici. Mâlica este un examen greu pentru mulți bucătari și cu atât mai greu pentru amatori. Sunt multe feluri de mălai, multe tipuri de mălai pe piață și fiecare are un timp de fierbere ușor diferit. Este exact prima oară în viața mea când fac mămăligă și mă tem că nu prea seamănă mămăligă pentru că are multă apă aici. Este bine să punem o cantitate cam de 3 și un picuț apă la raportul față de mălai. Mălaiul ăsta poate participă și el și se mai umflă așa și se mai face și eu trebuie să am grijă să n-aibă gogoloaie. Dacă n-are gogoloaie și o să semne amămăligă, eu sunt super... Ia uite frate, a dispărut apa. Ai, du-te încolo, a început să sară. Băi, ești nebun! Ia uite-o, frate, cum pufnește. Așa trebuie să fac amămăliga asta? Păi și eu ce să-i fac acum? Așa? E bine să o ia la fugă, să se ascundă în spatele restaurantului. Știi? După coșurile de gunoi, că mămăliga stropește. Mama mia, ce vârtoșenie de mămăliga am făcut aici. Mămăliga trebuie să fiarbă. Trebuie să fiarbă îndelung ca să se moaie grăunțele de porumb. Porumbul macinat de mălai. Eu cred că totul e sub control. Am pregătit tot ce trebuie, mă duc să mă schimb și să-i aștept pe oamenii ăștia să mă odihnesc. Hai! Maestrul bucătar Mihai Sturzu a încheiat misiunea în bucătărie. Doamnele dive, chiar poate aici! Poate să fie frig? Putem să mergem doi pași? Ia să filmezi, domnule. Da! Unde ne-a dus? Da! La restaurant! Wow. Doamnele dive! Ce restaurant! A fost așa cum așteptam, elegant. Bine, mie a început să-mi placă foarte mult de el, adică...
nu mă gândeam că o să fie altfel. Pare un tip educat. Asta este din partea noastră. Da? Așa că mâine seara avem tematică, nu? Mâine seara avem tematică, dar te poți să pregăti de astăzi. Da, perfect. Am și am ceva pentru tine. Ah, mulțumesc. Ceva simbolic. Ceva mai mult. Scoate. Simbolic. Uite așa! Pentru salsa! I-am dat o roșie, că roșia întotdeauna este foarte bună și are antioxidanți. Foarte frumos, mi s-a părut foarte inspirat cadou. Pe lângă că era foarte amuzant, a fost chiar foarte tare. Are și o conotație simbolică. Bine, ia uite cine era. Ce? Bine te-am găsit, ce primire frumoasă. Ce fac lui? Dilin, pare bine. Acum vă pun. Pălincuța aia de care am vorbit. Foarte bine. E un cadou de la niște prieteni și colegi ai mei de la satul mare. Și se spune benzină. Totuși, în limbaj popular, pălincă. Am înțeles. Da, cine poate să acceseze este binevenit. Nu ne așteptam să fie Florin în persoană, cel care vine și ne oferă palinca la primire. Asta a fost un gest frumos. Mulțumesc! Mamă, ce bine miroase! Da, da, da! Tu e, e adevărată, e adevărată, da! Urmează! Bravo, știi, mulțumesc! Să-mi bem asta și după aia să-ți gestim bine! Bravo! Bine ați venit! Bine te-am găsit! Tema serii este istoria românească, României în mâncare. A, deci nu Roșia Montana. Bine că am scăpat! Palinca a fost reală, veritabilă. După miros. Mai multe nu știu. Nu beau. Adică beau când sunt răcită, fac o țuiculiță fiertă, dar nu, n-am putut să o dau pe gât și Wilmar tot insista. Da, bea și nu înțelege, sunt pe vin, Wilmar, pe vin. Te rog să observi faptul că m-am gândit să pun și gheață. Dar e ținut cu vinul. Am vinul rece, a ținut să menționeze, să puncteze. Bravo. Totuși nu a stat gheața în vin, ci pe lângă vin, astfel încât să... Foarte frumos. Să am fie și vinul o, exact. O chestie de genul ăsta. Da. Păi bine, tu ai învățat de la... Da, normal că am învățat. Și aici se pune gheața. În ziua precedentă. Exact, da. Mi-a plăcut pentru că l-a interesat, a ținut cont și a fost un gentleman. Piesa de rezistență în această... Bravo! Stai să vină și niște prime. Hai să vă zic. Ia zi. Deci... Aici miza e în vinete, că roșiile au fost ușor tăiat, ceapa atâta am putut să o tai de finuță. Bravo! Atâta s-a putut. Nu știu dacă voi mâncați vinete cu ceapă și mai că poate cineva se pupă în seara asta. Eu pot să zic că brânza arată într-un fel... Brânza este telemea de capră. Bravo! Așa. Mie îmi plac morcovii. Am scobit la ei, a fost foarte complicat. Ușor, cam formal. Adică exact ca la restaurant. Dar mai bine le trântea acolo, în mijloc, domnule, asta e salata pe care am făcut-o eu, într-un vas de lemn sau de ceramică și uite, asta am făcut eu și am tăiat-o frumos și am băgat și ceapă. Nu vreți, nu mă interesează. Sau mă rog. Mâncarea a fost gustoasă, produsele au fost bine alese, proaspete, roșiile au fost bune, brânza a fost bună. Foarte bună! Hai, spuneți-mi de vinete, vă rog, ce ați zis. Hai răbdare, că n-am gustat, vreau să te perpelesc. Perpelește-mă, te rog. Bate joc și pe față și pe spate. Așa. Dar eu sunt foarte încântată că te-ai gândit să faci ceva de post. Să știi. Îi trebuia. Serios? Te felicit pentru vinetele, foarte bune. Mulțumesc. Mai puțină sare, te rog. Țină sare, dacă vrei. Păi, dar e brânză, brânză sărată. N-am îndrăznit, adică am se convine, da, foarte bun. Și iese. Deci, și ceapă. Deci, Tilly e genul de om care place să tachine, să iasă, vă încerci, ce ești aici? Băi, și noi ce drăguțe am pus la ea acasă. Tu ai salvat casa de ea, uite. Ea de asta a vrut să fie prima. Toată lumea vine și o pupă și după care la final... Da, știi? Mamă, dacă ea era ultima, cred că o tocam mărunt. Și așa, ce fată de treabă, ia uite, și familistă și aici. Serios? Și cu mixere și interesant totul și... Mă, că serioasă sunt, n-ai ce să zici. Și serioasă. Sunt. A venit prima la limuzină. Mm-hmm. Când aud de limuzină, pio. Da, foarte bune. Ce primă e artistă. Foarte nu e așa că spune? Nu, sincer. Îmi place că a impregnat mirosul ăla de grătar. Foarte bine că nu le-ai făcut cu mixerul. De afumat. Da. De ars. Sunt arse. Mm-hmm. Le-ai ars. Nu, sunt foarte bune. Avea un gust ușor așa de afumat, de grătar. De că le-a ținut pe plită, am înțeles. Și poate ne-a păcălit. Dar oricum gustul era fumat așa, cum îmi place mie, de coajă de arsă puțin. Și era gustul de acasă. Te-ai târguit în piață? Nu. Auzi, vreau să te întreb și eu. Îți dai seama că s-a reau imediat pe el.
gratis. La valoarea dumneavoastră, domnul deputat. Cum faci acum concertele? Că e destul de solicitat și de obositor. Adică să pleci noaptea prin țară în timpul săptămânii, când poate să fie a doua zi aici. Nu toți sunt la fel. În general nu prea sunt concerte. Noi nu avem concert în cursul săptămânii. Concertele sunt concentrate pe weekend. Cum te vezi tu ca politician? Și în perspectivă nu, așa. Nu știu cum, cum să te vezi? Adică cum mai vrei să fii tu? Să fii ăla popular, ăla... Acum te vezi în viitor? Da, așa, știi, să... Da, în viitor, așa, da. Cum mai vrea să te reține lumea? Știi, în privința asta. Sincer? Mm. Eu când eram mic, mic, știți, erau cărția de istorie, așa? Eu am fost foarte impresionat de Mihai Viteazu. Și eu credeam așa că nu-i întâmplător că pe mine o cheamă Mihai. Că poate și eu asta așa un fel de Mihai Viteazu, știi? Păi să știi că în copilărie iei niște decizii. Da, și așa m-am, nu știu, știu că pare ireal, pare poate o prostie sau poate, na, whatever, sau superficial, dar chiar așa, adică eu fac lucrul ăsta din tot sufletul așa și foarte onest și cum sunt eu și dacă pot să fac bucățele de bine, 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 bucățele din ce în ce mai mari, din ce în ce mai mari, într-o bună zi eu să fac binele foarte mari. Da. Da. Eu zic să ne, să ne gândim foarte bine ce facem Tilly, pentru că avem pe chei de la Buckingham, că nu ai invitat la masă. Da, sper că n-ai tu prost. Chestiunea asta de... Bine, o camie era. Eu mă gândeam să mă fac și eu politician. Ce m-ar împiedica? Nimic. El, eu, ea. Dar să ne spunem de în ce colegiu vrei să candidezi, în București sau în Londra? Și vreo 26 de milioane de oameni. Asta e o problemă. Te-ai mers așa pe burtă până s-a aflat de tine sau a fost totul pe față? Până s-a aflat de tine. Deci că am fost rezistența din munți. Mie mi-a plăcut foarte mult seara asta. E adevărat că a fost un pic mai liniște decât celelalte seri. Aș fi vrut să fiu mai gălăgioasă, nu că n-am fost, dar... Dar probabil că a fost cumva un pic mai sobră și pentru că aerul acestui loc e un pic mai sobră. E chiar un loc foarte frumos. Este un restaurant de înaltă clasă. Și na, eu m-am și îmbrăcat în consecință și atunci probabil că s-a impus așa. Asta e mai aproape de Jainat, vă rog, da, că eu e, sunt cu legumele, carne. Ce frumos. Mămăliga. Așa. Foarte frumoasă. Hai, prezentare. Îmi place. Într-o căniță cred că au făcut-o. Berbecuț. Berbecuț pe sabie frigăruie. Coria. Sabia lui. Știu sau nu știu? Și adică stai puțin, asta e numai pentru mine, platou cu legume? Da. E pentru tine și pentru cine mai vrea legume la grătar pe lângă berbecuț. Dacă le dau eu voi, dacă am pe Gianina. Tu ești șefa, da. Ești coordonatoarea de platou. Deci șefa eu o să legume. Mănânc legume fripte la grătar cu gorgonele și cu murături. Nu uitam de rugăciune, Tili, înainte de a începe masă. Da? Bravo. Ar fi este ideal. Am mâncat până acum bine că... Uite ce ipocrită. Alea a fost antreu. Nu, a fost antreu. Și acum, pentru masă, da, masă, da, masă, asta e masă. Are dreptate, are dreptate. Pentru vine, dar nu trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ba da, ba da. E bine, mai bine mai târziu. Am mâncat până acum, nu. Acum ai mulțumim lui Dumnezeu. Gata. Hai. Și acum, pe bune. Pe bune. Te felicit pentru ceea ce faci, la propriu. Și să mulțumim lui Dumnezeu pentru mâncarea ta bună pe care o avem astăzi și o servim cu toții. Așa că... Doamne ajută! Poftă bună! Berbecuțul ăla era un pic cam tare. S-a și văzut că la un moment dat am încetat să mănânc. Mi-a plăcut foarte mult mămăliga. Dar eram deja, mă umflasem cu pâinica, cu vinetele. De asta nu e bine la început să pui foarte multe aperitive, pentru că riști toată munca ta să fie după aia în zadar, că lumea se satură și nu mai mănâncă. Nu știu care sunt veritățile lui de bucătar, dar efectiv tot ceea ce a fost servit pe masă a avut un gust foarte bun. Cel puțin la restaurante tradiționale românești unde am mâncat, lucrurile erau servite așa și aveau același gust. Așa că eu cred că din punct de vedere a gătitului s-a descurcat foarte bine. N-am mai mâncat legume cu murături și cu mămăligă. Dacă îți plac. Foarte bun. Foarte bine. Mămăligă e bună, să știi, ai da. Ai pus și sare în mămăligă? Da, normal, se simte. Mai poate a pus altceva. Sărat. Fasole, niciun caz. Și
nu spuneți că vă place, gata, totul e bine, totul e minunat. Păi e bine. Nu calea de anine, nu? Nu vrei carne de pui? Nu vrei curcan? Că curcanul e mai sănătos și mai frumos și mai drăgăstos. Dar la vin îmi plăcea. De? La bătut nu ce-ai avut? Nu era vin, atâta tot. Păi cum nu era? Era vin roșu. Eu n-am zis de mâncare. Dar uite aici, carne. Păi ce că nu este carne de pui de care îți place ție. Este extraordinară, mi-e place orice fel de carne. Și așa, să vorbim de treburi serioase. Eu nu fac în general mofturi la mâncare. Numai la băutura. Bine, am înțeles. Da. Așa. Dar e rău dacă bei ceva și care nu-ți priește, pentru că după aia te simți nu rău. E rău. Nu e rău, vinul roșu e aliment și e foarte bun și... Mie nu face bine vinul roșu. Îți atunci... face foarte bine, era foarte bun, era românesc, de unde te-ai născut tu. Fii atent, dacă noi ne apucăm și noi de politică, ce ne vezi tu pe noi așa? Ce funcții putem să îndeplinim? Toată lumea cere în România, de ce să nu cerem și noi funcții politice? Spune-mi tu, un om care se întâlnește cu un politician și nu-i cere ceva. Important ce vrei să faci, pentru că asta poți să faci. Orice vrei tu să faci, aia vei face. Ei, hai să nu exagerăm. Având în vedere că am ajuns la berbec, nu vreți să schimbăm vinul? Să trecem pe vin roșu? Mi se pare o idee bună? Dacă e un vin deosebit, da, cu siguranță îl gustăm. Măcar să-l gust. Ok, perfect. M-am dus farul de pahare pentru vin roșu. Te rog. Dar mai sunt aici, mă, uite unde te... Ce frumos, ai văzut că s-a ocupat? Ai văzut cum a schimbat subiectul? Asta vreau să-ți spun eu. Ai văzut cum a frituit-o? Voi crezi că a făcut că a schimbat subiectul? Exact, a frituit-o instant. La răspunsuri, observ că se descurcă foarte bine. Îi prevăd viitor de aur. Deci se potrivește perfect, înțelegi? Are școala făcută dinainte. Trebuie să intre în HiQ, înțelegi? Ca să știe cum să vorbească cu oamenii, fanii. Nu acum, vă rog din suflet, sunt căutat. Nu, vă rog mult. Nu, acum nu pot să dau un autograf. Mergem în altă parte și, de fapt, nu știu cum să plece mai repede, știi? Uite, să păstrați, să păstrați filmul ăsta. Și să vedem începuturile lui. Păi doar de 3 ani și deja are știința de a se schiva, de a răspunde nerăspunzând, exact ca un politician adevărat. Ciocnim pentru? Mihai. Pentru Mihai. Da. Să fii sănătos. Pentru tine. Să fii frumusețea vieții între prieteni. Eu îți doresc să ai parte de o familie frumoasă atunci când vei considera tu cum să fie cazul. O soție frumoasă, copii sănătos. Bravo. Să fie fericită. Asta e cea mai important și să reziști cu capul. Sunteți niște oameni buni. Și să scuzi răutățile. Răutățile. Steagul sus, nu știu ce. Uite, n-am fost rea. Capul sus, ochii la drum. Dar miroase parfum. Ia și gustă. Sunt niște vinuri foarte bune. Nu, am două, sunt niște vinuri... Sau miroase de la tine? El miroase bine. Sunt niște vinuri alese. Își permite, e parfum scump. M-am primit de ziua. Nu, ea e foarte drăguță, nu, ea e drăguță, drăguță. Nu prea se țin apele voastre în seara asta. Ok. Sunt așa mai... Cine vorbește? De ce? Probabil Mihai, fiind mai obosit, n-a putut să participe cu glumele lui la masa. În schimb, se vede că și-a concentrat toată atenția către mâncare. Iar tu când te duci ca invitat la cineva, nu ești omul care tinde să dea tonul. Așa că așteptările erau din partea lui. Eu n-am fost așa mult în chimia lor astăzi, pentru că aveam în spatele minții mele rula stresul că să iasă lucrurile la timp. Da, deja suntem așa, o gașcă unită, ne distrăm, avem povești, râdem, glumim. Desertul de post. Da. Eu de eu păstram. Am zis că pun zahăr peste ea și... Vezi, impresii greșite. Nu toți parlamentarii sunt așa. Dar uite, pot să pun așa. Tot pe bază de măr și uite, da. Wow, cum arată. Asta e plăcințică de casă. Da, eu am făcut-o. Blatul ăsta parcă ar fi pandișpan, așa. Așa era rețeta. Așa era rețeta? Da. Prăjitura cu mere avea un gust foarte bun. Asta chiar mă Asta nu cred că a făcut-o el. Desertul a fost și pentru mine cea mai plăcută surpriză. Atât de bine mi-a ieșit prăjitura, îmi vine să mai fac o dată acasă. Biscuiții trebuiau mai mult însiropați. Erau mai tari. Nu erau moi așa și nu... Blatul de pandișpan era un puțin unecăcios și asta, pe bune, chiar nu o zic din răutate. Chiar asta am simțit eu. Dar mi-a plăcut că atunci când era în farfurie era aspectos, era totul legat. Să revenim la lucruri mai importante. Tilly, o punem la cultură pe Tilly. O, clar. Tilly este o artistă, o actriță și ceva extraordinar. Gianina, tineri și sport. Da. Este tânăr și sport. La mediu. Să știi. M-am văzut la un dat cu Gianina la o campanie din asta de mers pe bicicletă pe la Timișoara, știi? Și eram acolo unul mai biciclist ca celălalt. M-am gândit că e foarte bine la tineri și sport. Ministerul tineretului este pe mâna mea și a sportului. Să te ții, frățioare.
de acum încolo, chiar că vom avea tinerețe veșnică în România. Gianina, lasă-o așa cum a căzut. E bine, e bine. Vrei și post? Taci din gură. După aia ajungi primar, după care vezi. Și pe Wimark îl punem la departamentul românilor de pretutindeni. Fiind acest expat, acest import de columbian în România, m-am gândit că trebuie să-l punem la departamentul românilor de pretutindeni. Da, că sunt români peste tot în țara, în lumea asta, se ducă el să aibă grijă de ei. Românii din diaspora ar putea să fie mai bine zis funcția. Chiar vreau să tu să ai o traiectorie foarte frumoasă. Și să faci mândră. Asta și mi-e drag de tine. Știi? Și nu aș vrea să te mânjească părerea generală despre politică. Ce bine, știi? Asta aș vrea să principala mea problemă. Da, de un an de asta aș vrea. Dar până să-l mânjească pe el părerea politică, îl mânjim noi de... Am stat în zona asta cu politica, n-a fost chip să le nervăm. De fapt, ăsta era și scopul. Să scoatem din pepen, pentru că noi până la urmă suntem tinsă, cred că de acum încolo îi vom fi prieteni. A fost o chimie foarte frumoasă între noi toți și ne-am simțit bine, însă el va avea parte de oameni care chiar îl vor asalta și nervii lui va trebui să suporte foarte multe lucruri. Nici nu știu cum să răspund sau cum să mă comport, pentru că, știi, deci, toată viața mea am fost același om care sunt și astăzi, doar că dintr-un moment, din, nu mai țin minte, cred că 12 decembrie sau nu 12 decembrie 2011, am devenit parlamentar. E, de-a doua zi am început să fiu băiarul. Păi, n-am făcut nimic, același om sunt, n-am făcut nimic rău, am făcut lucruri bune. Cum spun, mă străduiesc, eu lucrez foarte în serios, știi? Și, într-un fel, au dreptate, adică eu port acum în spate povara câtorva zeci de ani în care oamenii au dreptate să creadă ce cred despre politicieni. Dar eu chiar sunt altcumva, sunt diferit și sunt un om deschis. Și... Dar, în fine, na, asta e, ele mă tachinează mai mult pentru distracție, dar... Pentru mine e greu. Ia pune tu pe ăla și eu pun pe ăsta. E greu, mă. Salvați Droșia, Montana. Ați găsit și voi? Au. Vrei să vii la ta la Buckingham? Da. Hai să nu credeți că am luat-o razna. Deci asta era o glumă, da? Cu Kate Middleton și compania, cu aristocrația britanică. Mă amuză cum sunt ei așa... în cercurile lor înalte. Paulo, ce grea e. Păi, m-am blocat aici. Stai că te ajută. Ia, pune și tu. Nu, e ok. În seara asta, Mihai are de la mine nota 9. Deci, Mihai, îmi pare rău, îți dau nota 8 în seara asta. Dacă avea și program artistic, cred că primea și să zice. Deci, atunci, Mihai, de la mine, ai nota 9. Cu un total de 26 de puncte, maestrul Mihai Sturzu, că altfel nu pot să-i zic, se plasează pe undeva prin clasament, la mai mare, iar noi ne vedem mâine seară. La bună vedere! Dar tu ce filmezi pe acolo? Filmez că orice. Am un site, am voi ați rămâne o seară aici? Eu vă mulțumesc și ne vedem și mâine. Mâine, ce nu vă aștept la Buckingham, vă aștept în Caraibe. Slavă Domnului! Să ținute legere, vă vreau cu crăbați, tot felul de chestii ciudate. O seară destinsă, tropicală, cu foarte multă muzică frumoasă, cu dansuri, cu cântăreți. Fac onduleuri. Ne pui să dansăm? Ne îmbrăcăm în training? Nu. Tropical, frumos, veșel. Atât. Așa. Surprizele, restul surprizelor mâine, nu vă mai zic nimic. Trebuie să mă găsesc cu ținută, outfit de Caraibe, asta e foarte greu. Foarte greu. Sunt disperată cum mă îmbrac. M-a anunțat William, ar trebui să avem o ținută aleasă. Eu nu am ținuta respectivă. Mi-a zis, puneți flori în păr. Dar stai că mie nu stă bine cu flori în păr. Am fața lunguiață. Nu știu, deci în seara asta chiar o să am treabă. Nu o să pot să dorm, că stau să mă gândesc cum o să vin mâine îmbrăcată la tine, Wilmark. Dar de-abia aștept. Stați cu ochii pe noi. Iute! Iute-ți dau! Pe încercatele? Eu vreau să mă pui pe Hembuzel. O să o pună pe doamna pe Facebook. Cine era? A, Facebook! O să fie Facebook-ul prin dar de ei. Suavemente, amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Nu știu dacă o să iasă mâncare, dar veselie iese. Extraordinar!